Am luat un exemplu legat de rezervările de bilete de avion. Ce s-a întâmplat comparativ în 2008, 2009, 2010? În care erau un foarte vizibil, linia portocalie de la centrul grafului reprezintă căutările legate de bilete de avion în 2010. Volumul acestor căutări, statistic, este mai mare decât volumul căutărilor din 2009, anul de criză, dar și decât în 2008. Deci, în România, pe internet, cererea pentru servicii de turism nu este dependentă total de ceea ce se întâmplă în economia reală, pe piața serviciilor de turism. Un alt exemplu. Vacanța de Paști. În acest caz, este reprezentată de linia albastră, sper că este vizibilă, este volumul de căutare de luna martie legate de vacanțe de Paști, este superior volumului de căutare din 2009 și din 2008. Și dacă urmăriți ce se întâmplă în luna februarie, căutările legate de vacanțe de Paști pentru acest an sunt totuși mai mici decât în anii anteriori. Acesta este un alt efect foarte interesant al crizei. În momentele de criză, căutările se fac mai aproape de momentul de a pleca în vacanță. Este o tendință de expectativă a utilizatorilor. Ce se caută în România? Iată, introduceți un termen de căutare ski în Google Insights for Search și obțineți cele mai frecvente căutări legate de aceasta. Sunt sigură că nu este o noutate pentru dumneavoastră că turiștii români sunt mai interesați de ski în Austria decât ski în România. Această tendință pe internet se oglindește iată în căutări. O altă funcționalitate foarte importantă a lui Google Insights for Search este că vă arată și interesul regional pentru respectivele căutări. Și tot asta se puteți să vedeți interesul regional la nivel de județe, la nivel de țări, comparativ la nivel de orașe, acolo unde există căutări suficiente. De ce e important pentru dumneavoastră? Pentru că cu Google puteți să promovați targetat regional. Puteți să vă trimiteți mesajele publicitare exact în regiunea unde știți că există cerere mai mare și atunci bugetele dumneavoastră pentru promovarea serviciilor pe care le oferiți, pentru produsele pe care le oferiți, pot să fie divizate în funcție de interesul pentru acele servicii în anumite regiuni specifice, în funcție de anumite țări, în funcție de anumite județe. Și aceste informații legate de diviziunea între interesul regional vă sunt oferite de un instrument gratuit Google Insights for Search. Același lucru în legătură cu căutările legate de vacanță. Rezum. Cererea totală pentru servicii de turism în România a scăzut, dar online volumul căutărilor legate de turism în România și pentru România a crescut. Iar în acest slide, vestea proastă. Ski România, comparativ cu Ski Bulgaria, comparativ cu Ski Slovenia. România nu se află între destinațiile de călătorie căutate. Efectiv, nu existăm în mintea utilizatorului în momentul în care el face căutări pentru vacanța lui de ski. Google Insights for Search, trei funcționalități. Comparare în timp, comparare pe locații și comparare pe termen de căutare. Foarte util pentru a ști unde să vă investiți bugetele. În legătură cu vestea proastă, dacă România nu se află între destinațiile căutate, ce putem să facem? Să promovăm, să împingem România să fie existentă pe internet. De ce România avem două lucruri de exemplar? Un, există cerere pe internet legate de servicii de turism. Și atunci oferta dumneavoastră trebuie să se afle acolo pentru a răspunde cererii. Și doi, România nu se află printre destinațiile căutate. Și atunci trebuie să împingem, să promovăm România pentru a fi pe internet. Haideți să vorbim acum despre cum se face promovare și distribuție de pachete turistice cu Google pe internet.
proces cazila în doi pași. Pasul 1. Informarea inițială. Se exprimă un interes pentru o anumită țară, o anumită locație. 18% din proporția deciziilor legate de interesul manifestat pentru anumite locații se ia pe internet. În al doilea pas al deciziei, am manifestat interes pentru anumite locații, două, trei locații, acum alternative de alegere. Mergem pe internet și efectuăm o căutare detaliată, o informare mai detaliată. 67% din al doilea pas al deciziei de a călători spre o anumită destinație se face pe internet. Și atunci propunerea noastră este și în doi pași. Promovați și convertiți. Promovați. Obțineți clienții în momentele în care ei se informează și au decizia de a călători. Fiți pe Google atunci când ei efectuează căutări. Și apoi fiți pe toate acele canale unde utilizatorii se informează mai detaliat, unde ei urmăresc videouri legate de destinații exotice, legate de atracții turistice, sporturi extreme. Fiți acolo unde există contextul legat de turism. Și Google vă pune la dispoziție, Google Search, Google rețeaua de conținut, YouTube. V-ați promovat. Cu un click pe reclama AdWords, turiștii potențiali ajung pe site-ul dumneavoastră. În acest moment, este sarcina dumneavoastră și a site-ului dumneavoastră să-i convertiți din utilizatori interesați pentru de ceea ce oferiți, ceea ce noi numim trafic calificat, în clienții dumneavoastră. Și faceți această conversie prin oferirea utilizatorilor de conținut digital atractiv. Site-ul dumneavoastră este cel care convertește în clienți. Iar Google vă ajută pentru aceasta. Vă oferă instrumente gratuite pentru a vă face totul atât mai atractiv. Fiți pe Google Earth, Google Maps. Utilizați Google Website Optimizer, optimizatorul site-urilor web. Sunt toate instrumente gratuite puse la dispoziție de Google. Google AdWords este serviciul Google de publicitate plătită, prin care un anunț al dumneavoastră, un mesaj promoțional despre oferta sau produsul pe care îl oferiți legat de turism, este afișat de Google exact unde există context, unde există o căutare sau unde există un articol legat de turism și care are legătură cu ceea ce oferiți dumneavoastră. Vă voi explica mai departe cum se face această targetare. Un pic despre beneficiile acestei abordări. În primul rând, astfel veți viza potențialii turiști cu mesajul dumneavoastră promoțional exact în momentul în care ei iau decizia de a călători și decizia privind destinația. Cu Google AdWords puteți să vizați oricâte țări și oricâte limbi doriți. Există ceea ce se numește targetare regională, targetare pe locație și pe limbă. Google nu va face traducerea pentru dumneavoastră, însă trebuie să știți că puteți să vizați clienți cu mesaje în limba engleză din România la multe distanță. Puteți să vizați noi segmente de turiști, nișe. Dacă dumneavoastră sunteți o agenție de turism care nu are ca principal produs oferit serviciile de wellness, dar se află în pachetul dumneavoastră de servicii și doriți să cuprindeți în publicul vizat și acele interese ale utilizatorilor. Puteți cu Google AdWords să vă aflați chiar pe primele pagini de afișare, de căutare, pentru aceste căutări de nișă. Google AdWords vă oferă foarte multe instrumente gratuite care să vă permită să faceți oferta cât mai atractivă pentru a converti utilizatorii de internet care efectuează căutări legate de turism în clienți ai dumneavoastră. Și în ultimul rând, unul dintre cele mai importante beneficii oferite de Google AdWords este măsurabilitatea eficienței campaniilor dumneavoastră.